Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, chiar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am alături de mine în această seară pe fostul fotbalist Bănel Nicoliță. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Bine v-am găsit. Despre dumneavoastră știm așa. Ați fost un copil de romi, originar din Păurei, care prin pasiunea pentru fotbal și prin foarte multă muncă a ajuns să își îndeplinească visul de a juca la Steaua. Ați făcut parte din generația UE Fantastică, care a dus Steaua în semifinalele Cupei UEFA. Sunteți deținătorul medaliei Meritul Sportiv clasa a doua cu una și două barete, dar și marcatorul autogolului de pe Bernabeu. Ați ajuns să jucați în campionatul francez la Saint-Étienne și Nantes, dar accidentările dese v-au readus în România și, în cele din urmă, pe tușă. Ați semnat contracte de sute de mii de euro, v-ați întreținut familia, v-ați răsfățat prietenii și ați pierdut tot când ați încercat să puneți Făurei pe harta fotbalului românesc. În plan personal, sunteți divorțat și aveți două fete. Aș vrea ca prin intermediul acestor 40 de întrebări să-l descoperim pe copilul sărac, ajuns fotbalist, celebru, pe cel care și-a depășit condiția, dar care a ajuns în cele din urmă să fie doborât de propriul vis. Sunteți pregătit? Bineînțeles. În copilărie era strigat Zenga, după cunoscutul portar Walter Zenga. Succesul dumneavoastră în fotbalul profesionist v-a atras porecla Jardel, după marele fotbalist brazilian Mario Jardel. Când acesta a ajuns în România în 2010 și a aflat că sunteți comparat cu el, a spus așa: sunt mândru că lui Bănel se spune Jardel. E o bucurie că am lăsat o imagine bună. Ziariștii vă alintau Bănelinho, după un alt fotbalist celebru, Ronaldinho. Comparat cu atâtea nume mari din fotbal, dumneavoastră ați spus: știu că nu sunt un jucător hipertehnic, dar pe teren mă lupt pentru echipă. Viața mea a însemnat foarte multă muncă pentru că nu m-a dat talentul afară din casă. Am suferit, am izbândit. Vreau să știu care este cel mai mare sacrificiu pe care l-ați făcut pentru fotbal. Urmează întrebarea. Ce poreclă vă place cel mai mult? Păi că cel mai mult mi-a plăcut Jardel. Pentru că și la mașină mi-am pus tot timpul 16 Jardel, toate mașinile pe care le-am avut și le-am cu 16 București și 16 Jardel. Și care este cel mai mare sacrificiu pe care l-ați făcut pentru fotbal? Am dat tot ce a fost mai bun pentru că era singura sursa mea, care puteam să devin ceva în viață. Mulțumesc! Mulțumesc! Oficial, sunteți născut pe 7 ianuarie 1985 în localitatea Făurei, județul Brăila. Aveți așadar 37 de ani. În presă s-a scris însă, citez dintr-un articol, Bănel Nicoliță este în realitate mai în vârstă cu 3 ani decât este trecut în cartea de identitate. Tatălui l-a declarat abia la 2 ani și 10 luni și numai atunci când a aflat că poate face ani grei de închisoare pentru că nu și-a înregistrat copilul. Tot în 1985 s-a născut și celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo, care are ca și dumneavoastră oficial 37 de ani. El însă a venit cu expertiză medicală, prin care a demonstrat că vârsta lui biologică este cu 10 ani mai mică. Vreau să știu câți ani aveți dumneavoastră în realitate și cât v-a ajutat în profesie faptul că sunteți mai tânăr în acte. Urmează întrebarea. Care este vârsta dumneavoastră reală? 37. Tot ce s-a scris în momentul ăla despre mine a fost o minciună, pentru că acei oameni erau niște vecini, erau foarte răi, invidioși, pentru că eu am ajuns undeva sus și familia mea deja ușor-ușor creștea ușor pe stradă și își creau un lume și lor nu le-a convenit. Era clar că unde putea să dea decât în copil. Nu în familie, decât în copilul care era ușor-ușor creștea din fiecare zi să devină mare. Și atunci le-a fost foarte ușor să spună că am eu nu știu câți ani și am putut să demonstrez pentru că suntem 6 frați. Și suntem făcuți din 2 în 2 ani.
foarte greu ca eu să fiu mai mare decât în acte. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. V-ați născut într-o familie de etnie romă, foarte săracă. Dumneavoastră și cei 5 frați ați crescut într-o casă de chirpici. Părinții nu au avut un loc de muncă stabil și câștigau bani din când în când, lucrând cu ziua. Vă citez. Viața mea, până să mă apuc de fotbal, a fost tristă din toate punctele de vedere. Abia aveam ce mânca, iar condițiile de acasă erau foarte grele. Dacă nu aveam ce să mănânc într-o seară, mă culcam nemâncat și a doua zi trebuia să merg la școală cu burta goală. Urmează întrebarea. De câte ori v-ați culcat flămând? De multe ori. Au fost zile în care mi-a fost foarte greu, pentru că situația financiară nu era așa de bună. Familia mea, bine, maică mea lucra, azi lucra, mâine nu mai lucra, taică meu avea probleme cu alcoolul foarte, foarte mari. Și atunci banii pe care el îi câștiga se ducea foarte ușor. Adică putea să câștige într-o lună de zile un salariu pe care trebuia să îl dea în casă, el într-o zi îl spărgea. Și atunci, săraca maică mea lucra zi de zi și poate azi aveam și mâine trebuia să mergem la școală. Și nu aveam pachetele cum aveau alți copii. Că, până la urmă, acolo e problema. Când mă duceam la școală și vedeam copii cu pachetele și nu aveam, mi-era foarte greu, dar m-am ambiționat. Toate chestiile care nu le-am avut, ușor, ușor mi-a dat mai multă ambiție și m-a făcut mai nebun să cred în tot, în visul meu. Bine, mulțumesc. Din cauza sărăciei, fiecare membru al familiei dumneavoastră trebuia să contribuie cu ceva la traiul zilnic, indiferent de vârstă. Ați povestit așa. La 7 ani câștigam bani singur. Mergeam la câmp pentru că trebuia să producem, trebuia toți să aducem bani în casă. Dar eu voiam să mă duc la școală. Mama mi-a zis să mai stau, că sunt mic și mă duce la anul. Nu am ascultat-o și m-am dus de capul meu. Mi-am luat un caiet, un pix, le-am băgat într-o pungă și am plecat la școală. Chiar dacă vă doreați mult să învățați și făceați eforturi să ajungeți la școală, ați mărturisit că ați fost un elev de nota 4. Urmează întrebarea. Când ați învățat să scrieți și să citiți? Cred că pe la 12 ani. 12-13 ani am început ușor, ușor să scriu și să... Dar în clasa a doua eram foarte bun la tablă, mulți. Nu știu ce, dar... Era foarte greu, pentru că și așa cum am declarat în tot ce s-a întâmplat în media, maica mea nu avea timp de noi, era clar. Și mi-a zis maica mea, hai să te duc la anul. Zic, bă, nu am cum, îmi place, vreau să merg și la școală. Și m-am dus și m-am scris singur. Adică și ambiția și nebunia mea a făcut ca eu să știu să scriu, să citesc și să știu să vorbesc cu un om. Bine, mulțumesc. Ce? Mergem mai departe. Îl citesc pe unul dintre vecinii dumneavoastră din Făurei. Am auzit că Bănel, în momentul în care a vrut să se înscrie la Unirea Făurei, a început să plângă pentru că nu avea bani nici măcar pentru o amărâtă de fotografie pentru legitimația de fotbalist. Dumneavoastră nu v-a fost niciodată rușine să recunoașteți sărăcia în care ați crescut, dar copil fiind, v-a durut faptul că nu v-ați sărbat niciodată ziua de naștere la școală, așa cum făceau colegii dumneavoastră, cât despre ziua copilului de 1 iunie, nici nu știați că există. Însă când ați împlinit 15 ani, antrenorul v-a așteptat în fața școlii cu 2 cutii cu bomboane ca să vă serviți colegii. Vă citez. A fost cea mai emoționantă zi de naștere, o să-mi o amintesc toată viața. După ce ați crescut și ați câștigat bani ca fotbalist, v-ați sărbat fiecare zi de naștere, ba chiar ați spus că încercați să le recuperați și pe cele ratate în copilărie. Vreau să știu care este cel mai frumos cadou pe care l-ați primit. Urmează întrebarea. Câte aniversări mai are de recuperat Bănel Nicoliță? Foarte multe, credeți-mă. Pentru că situația financiară nu mi-a dat posibilitatea să pot să-mi fac zi de zi. Așa cum v-a spus și dumneavoastră mai devreme, mergeam la școală și alții își serbeau ziua și eu nu aveam posibilitatea. Și a trebuit să înghit și să trec mai departe și să vină ziua în care eu o să pot să-mi fac ziua singur. Pentru că nu așteptam de la părinți sau de la altcineva. Mi-am dorit ca eu să fiu doar eu. Adică să pot să-mi construiesc eu viitorul meu și să pot să-mi fac ziua așa cum îmi doresc eu. Și la 15 ani am avut poate cel mai frumos cadou pe care un om a putut să mi-l facă. În momentul în care eu am plecat de acasă, i-am spus, uite, că fac 15 ani, era 7 ianuarie, că sunt născut pe 7 ianuarie 1985,
Și mi-a spus în felul următor, știi că nu am bani, el vrea să mă fac o surpriză. Tu du-te la școală, vedem cum facem. Când am ajuns în fața, școlii, îi văd mașina, îi văd numărul. Zic, nu se poate așa ceva. Coboară cu două cutii de pomoane foarte mari și a zis, uite, asta e pentru tine, du-te și dă-le la colegi. Am plâns instant și a fost cea mai frumoasă amintirea mea de ziua mea așa. A după aia, ușor, ușor, de la 18 ani, am început ușor, ușor să-mi fac ziua. La 20 de ani, când am ajuns la Steaua, deja am făcut cu 130 de invitații. Și așa am făcut în fiecare an. Bine, deci ce notăm la capitolul cel mai frumos cadou pe care l-ați primit până acum? Zic că cel mai frumos cadou e acel om care a venit cu acele două cutii de bomboane. Cele două cutii de bomboane. Pentru mine a fost incredibil. Nu după aia, să zicem că după aia am putut să-mi construiesc eu și să-mi fac toate plăcerile. Nu. Cea mai frumoasă. Da, cel mai frumos cadou acela a fost. Când mulțumesc. Am primit acele două cutii de bomboane. Mulțumesc. În 1993 ați plecat de la Unirea Făurei la Dacia Unirea Brăila, unde patron al echipei era omul de afaceri Husein Techinalp. El a povestit așa. Pusesem de multă vreme ochii pe Bănel. Am trimis pe cineva să-l aducă la Brăila, dar nu a venit. După 3 luni l-am văzut întâmplător în stația de tramvai. M-am dat imediat jos din mașină și i-am spus să meargă la club, că vin și eu acolo. Jardel a avut apartamentul lui încă de la vârsta de 16 ani. 2 ani mai târziu i-am cumpărat mașină. Nu i-a lipsit nimic, l-am tratat mai bine ca pe băiatul meu. Și dumneavoastră ați spus că Husein a fost printre puținii care au mizat încă de la început pe Bănel Nicoliță. Vă citez. Husein mi-a zis de la 16 ani, tu vei ajunge un jucător mare. Mi-a dat banderola la Brăila, m-a botezat Jardel și a făcut de așa natură încât să nu lipsească nimic. Urmează întrebarea. Cine e tatăl lui Bănel Nicoliță în fotbal? Am avut mulți oameni care m-au ajutat, dar acest om, Husein Techinalp, a făcut tot posibil ca eu să ajung fotbalist. Da, mi-a oferit tot ce aveam nevoie. Pentru că un om care te vede într-o stație de tramvai, să dă jos după tine, pur și simplu omul ăla a văzut ceva în mine și a spus, băiatul ăsta trebuie să-l iau la mine la echipă și să-l ajut. El având o confecție, avea acolo asta, o fabrică de confecție, am fost și angajat la el. Pentru că nu eram angajat pe club, eram angajat la el. Pentru că el a zis, tu ești copilul meu, tu trebuie să faci parte din familia mea. Orice vrei tu, îți voi oferi. Atât vreau de la tine, să fii serios și să joci fotbal. Și am făcut tot ce am putut eu și cred că și el e fericit și bucuros că mă vede la televizor. Mulțumesc. Vă citez. La 13 ani și 8 luni, jucam titular în divizia D. Eram coordonator, capitan și golgheter. La 15 ani la divizia C, iar la 16 ani la divizia B. Le-am luat ușor. Ați fost selectat de 12 ori la Naționala de Tineret, iar în 2004, când aveați 19 ani, ați fost împrumutat la Poli Timișoara. Cu această echipă ați debutat în Liga 1, după care v-a sunat Meme Stoica. Ați povestit așa. Răspund la telefon și aud. Bună seara, sunt președintele de la Steaua, Meme Stoica. Nu am crezut că e el, așa că i-am închis telefonul. Presa a avansat sume diferite pe care Steaua l-ar fi plătit ca să vă îmbrace în tricoul roșu-albastru, între 200.000 și 350.000 de euro. Banii s-au împărțit între clubul din Brăila, cu care aveați contract, și Poli Timișoara, echipă la care erați împrumutat. Ați avut emoții mari când ați fost chemat de Gigi Becali pentru semnarea contractului. Ați spus așa, tremuram tot. Hai, tată, semnează aici, mi-a zis. Am semnat pe 5 ani, nici nu m-am uitat pe ce scrie acolo. Urmează întrebarea. Ați mai semnat vreodată fără să citiți? Niciodată, a fost prima oară, pentru că și telefonul acela, când mi l-a dat domnul Meme Stoica, mi-am închis instant. Am zis că mă sună cineva așa la mișto și să facă cateringă de mine. Am închis în mea, a doua oară mă sună. Zic, sunt domn președinte de asta. Am închis. Și mă sună Husein. Bănel, tu de ce închis telefonul? Nu, domnul Meme. Nu pot să cred. Păi da, vină cu acest. Când am venit acolo, nici m-am uitat, nici... Și mai mi-a făcut o surpriză foarte frumoasă. L-a sunat în momentul când am ajuns acolo, la Meme Stoica, în birou era și domnul Husein Techinalp. L-a sunat pe Mirel Rădui. Și spune, uite, Mirel vrea să vorbesc cu tine. Puh, am nebunit.
Am plâns că am plecat de acolo, am semnat că hârtirea, nici nu știam ce am semnat. Și am fugit și plângeam și mă bucuram și sunam. Pentru că nu aveam bani destui încât să pot să-i sun pe toți. Dar cred că dacă aveam, îi sună pe toată lumea. Și ce le spuneți? Că sunt foarte fericit că am ajuns la echipa pe care eu o iubesc. Sincer. Eu am fost stelist de mic copil și sunt stelist. Acum că se numește FCSB, cu totul altceva. Dar eu am plecat și mă duceam în baruri de la 90 ani să văd meciul și aveam televizor acasă. Asta pentru mine și să-l văd pe Neam Ars la Cătuși. Și mai mulți jucători. Vorbim. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. După ce ați semnat cu Steaua și v-ați văzut astfel împlinit visul din copilărie, la prima vizită medicală v-ați îmbrăcat ca la nuntă. Cu pantalon de stofă și pantofi de lac. Doreați să fiți la înălțimea momentului atunci când aveați să întâlniți vedetele de la Steaua. Cu echipierii dumneavoastră au venit însă în training. Vă citez. Primul îl văd pe Mirel. Cum vine? În training. Mai vine unul. Tot în training. Îmi fac speranțe. Hai, poate o mai fi totuși unul mai elegant. Dar mai vine unul și încă unul. Toți în training. Doamne, ce rușine mi-a fost! Vreau să știu dacă au fost și alte momente în care v-ați simțit stânjenit. Urmează întrebarea. Îl face haina pe om? Nu tot timpul. Dar acel moment a fost un așa mai delicat, pentru că nu am știut despre ce e vorba. Fiind prima viză medicală pe care am făcut-o în București, cu o echipă așa de mare titrată, știm cu toții, și cu jucători foarte mari, cum am stat acolo, nu mi-a zis nimeni, bă, vină îmbrăcat în training pentru viza medicală, că trebuie să te duci pe bicicletă, trebuie să faci și nu știu ce. Mi-a zis, vină la viza medicală. M-am îmbrăcat și eu elegant, am zis să dau și eu frumos pe sticlă, că știam că sunt camere acolo. Când am ajuns acolo, păi, văd unul, doi, trei, zic, doamne, nu se poate ceva. Zic, după aia mi-a zis că trebuie să dau proba la bicicletă. Zic, doamnă, cum să dau proba la bicicletă? Păi, da, așa cum să te îmbrăcat, aveam pantofi. Pantalon de stofă. Zic, doamne, zic, nu se poate așa ceva. Zic, gata, dacă dumneavoastră spune, să-mi dă cămașa jos, că eram în cămașă frumos, îmbrăcat pentru ceva special, știi? Dar, na. Eu am mintele foarte frumoasă, poate mulți nu ar recunoaște lucrul ăsta. Eu pot să recunosc cu zâmbetul pe buze, pentru că ceea ce am făcut și ceea ce fac, o fac din toată inima și când fac ceva, îmi asum. Sau sunt conștient, sau știu că am greșit sau am făcut-o bine. Așa că nu poate să-mi facă mie nimeni nimic. Bine. Mulțumesc. Așa cum ați povestit și mai devreme, ați fost suporter înfocat al echipei Steaua încă din copilărie și pentru că nu aveți televizor acasă, mergeați să vedeți meciurile la cărciuma din sat. Vă citez. Era prea mult fum de țigară, iar eu nu-l suportam, așa că stăteam în ușă și mă uitam la meciuri prin norul ăla de fum. Idolul dumneavoastră a fost Lăcătuș și vă plăcea să scrieți cu pixul pe tricoul dumneavoastră de joc numele marelui fotbalist și numărul 7 pe care îl purta la Steaua. Viața este surprinzătoare. Ați ajuns să jucați în tricoul roș-albastru, ba chiar să fiți în aceleași topuri cu idolul dumneavoastră, de exemplu în clasamentul steliștilor cu cele mai multe meciuri jucate în cupele europene. Marius Lăcătuș figurează cu 73 de partide, iar dumneavoastră pe locul imediat următor cu 66 de meciuri. Sunteți amândoi în topul marcatorilor steliști în competițiile europene, dumneavoastră în spatele lui Lăcătuș, la o diferență de 7 goluri. Vreau să știu dacă pentru dumneavoastră Marius Lăcătuș este cel mai mare jucător al Stelei. Urmează întrebarea. Ce înseamnă Steaua pentru Bănel Nicoliță? Pentru mine înseamnă totul. Pentru că, așa cum v-am spus, am crescut cu ei și visul meu mi s-a întâmplinit în momentul când am ajuns să fiu antrenat de Marius Lăcătuș. Pentru că mi-am dorit așa de mult încât să ajung la Steaua, dar având aceeași posibilitate să nu ajung. Pentru că, până la urmă, e doar un vis. Atunci crezi într-un vis. Poți să ajungi să joci la Steaua, să întâlnești pe Neam Ars Lăcătuși, să-ți fii antrenor și așa mai departe. Dar înscriam tricoul cu pixul. Aveam un singur tricou care mergeam la școală, peste tot cu el, 3 luni de zile am mers cu el. M-a așteptat maică-mea. Zic, băi, ăla-i tricou de școală, cum ăla-i desenat? Zic, mamă, știi ceva? E tricoul meu.
Eu pe omul îl iubesc, îmi place, eu vreau să fiu ca Marius Lăcătuș, să fiu rău pe teren. Și așa am devenit. Și cred că am fost un jucător foarte agresiv. Nu am lovit pe nimeni, dar prin calitățile mele, asta s-a dovedit. A fi un jucător agresiv și am dat totul pe teren. Pentru mine Steaua înseamnă tot. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Vă citez. Încă de când m-am apucat serios de fotbal, la Brăila, i-am zis mamei, din momentul ăsta eu mă ocup de tot. Eu am grijă de toți cei de acasă, ceea ce ar fi trebuit să facă, de fapt, tata, pentru că un cap al familiei asta face. Pe el nu l-a interesat niciodată familia. De altfel, tatăl dumneavoastră a părăsit familia și a plecat definitiv de acasă în 2005, când dumneavoastră aveați 20 de ani, forțându-vă să deveniți astfel stâlpul familiei. Ulterior, cu banii câștigați la Steaua, ați construit pentru mama și frații dumneavoastră o casă încăpătoare, lângă Bojdeuca în care ați crescut. Mama v-a mulțumit mereu pentru că nu v-ați lăsat frații de izbeliște și tot timpul a spus despre dumneavoastră că sunteți un băiat înțelept și muncitor. Urmează întrebarea roșie. Cât de greu este să fii stâlpul familiei? Foarte greu. Eu am devenit omul cel mai important de la 15 ani. În momentul când am plecat de la Făurii și am ajuns la Brăila, deja fiecare săptămână trimiteam bani acasă, mâncare, mă duceam câte o mașină plină, dar vorbim de orez, zahăr, făină și așa mai departe, tot ce avea nevoie familia mea. În fiecare săptămână există săptămână în care să nu ajung acasă la ei. Pentru că taică mi-a plecat, mi-a fost foarte greu. Pentru că până la urmă eram singur om care aduceam bani, care produceam bani. Și nu am văzut-o ca pe un lucru negativ. Până la urmă m-a ambiționat și pe mine. Și că nu puteam să-mi las familia în spate. Pentru mine cel mai important este familia. Și am luptat pentru ei să le construiesc ceva, un viitor. Și asta am reușit pentru că am fost nebun eu. Pentru că am crezut foarte mult în mine și am crezut în Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu nu poți să realizezi absolut nimic. Indiferent de toți banii pe care i-ai. Dacă nu crezi și nu ai credința aia în Dumnezeu, că toți avem credință, unii merg zi de zi la biserică, unii merg o dată pe an. Fiecare om are credința lui. Important este să o respecti. Bun, dar v-ați asumat dumneavoastră acest rol, dar frații mai mari? Păi unii nu aveau un job. Și ei, dacă m-au văzut pe mine în stare, atunci au stat în umbra mea. Dar nu i-am criticat niciodată, nu i-am trimis la muncă niciodată. Am spus, dacă eu sunt, pot să fac tot ce e mai bun pentru voi. Și atunci le-am oferit toată dragostea și tot sprijinul încât să nu ducă lipsă de nimic. Le-am făcut o casă, le-am oferit bani, salarii și când lucrau la casa lor le-am oferit salarii. Așa că eu am motivat pentru că deja eram foarte... Vă dau timp. Da. Am crescut într-un mediu foarte greu și atunci m-a și mobilizat și m-a și făcut să fiu mai puternic. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. O citesc pe mama dumneavoastră. Tatălui Bănel mă bătea. Venea beat acasă și bătea și copiii, arunca mâncare afară. Noi aveam copii, dar el era căsătorit și cu o altă femeie. Dacă mă duceam după el, veneam bătută și fără bani. După plecarea tatei de acasă, între el și mama dumneavoastră, s-a declanșat un adevărat război al declarațiilor în presă și la televizor. Scandalul a continuat ani de zile și a culminat în 2013 cu următoarea declarație a tatălui dumneavoastră. Îl citez. Îmi pare rău că nu am bătut-o mai tare. Poate așa mă știa de frică și nu mă mai dădea afară din casă. În replică, mama dumneavoastră a făcut o afirmație șocantă. O citez. Tatălui Bănel s-a dus cu amanta în Cehia și cu copilul pe care l-au avut și apoi l-au vândut pe 300 de euro. Vreau să știu cât adevăr este în această acuzație și dacă aveți frați vitregi. Urmează întrebarea. Și-a vândut tatăl dumneavoastră unul dintre copii? Eu sunt sincer cu dumneavoastră, da. De-aia am și venit aici să fiu sincer și răspund cu cea mai mare sinceritate. Într-adevăr, am aflat și eu că mai avem un frățior vitreg și că a fost vândut în Cehia. Acum Dumnezeu știe. Pentru că eu, relația mea cu tata, e doar ai nevoie, te ajut. Nu ai nevoie, nu te ajut. Adică eu am o relație mai, nu rece,
când a avut nevoie, eu am fost lângă el. A fost momente în care m-au criticat la televizor, eu i-a oferit să-mi salariu de 20-30 milioane pe lună și eu să mă vândă pentru 200 de euro și așa mai departe. Adică eu îți dau, măcar dacă o faci, fă o dată. Și ai și tu 5.000 de cimi și atunci bravo ție, felicitări. Dar nu mă vine când eu îți ofer un salariu lunar, tu trebuie să mă vinzi pentru 2 lei. Am trecut peste multe pentru familie și pentru părinții mei, pentru că taicul meu rămâne taicul meu indiferent de situație. El mi-a dat viață și datorită lui sunt eu aici, în emisiunea dumneavoastră. Dacă nu era el, nu eram nicio. Clar. Dar celelalte probleme cu vis-a-vis de mama sunt problemele lor. Pentru că nici mie nu-mi place să se bagi în căsnicia mea cineva. E clar că fiecare își face viața așa cum îi place. Mulțumesc. Vă citez. Nu mi-e rușine de originile mele. Sunt rom și mă mândresc. Totuși mă simt mai mult român decât rom. Într-un editorial publicat în 2011, poetul și publicistul George Stanca scria așa. Îl citez. Bănele, tu nu ai nimic în tine din ciorditorul, nespălatul, cerșetorul, oțul. Tu ai ceva seniorial, bunătate, generozitate, înțelepciune, echilibru. Nu te-am văzut niciodată pe teren protestând, scuipând, lovind, provocând. Să știi că dacă nu aveai cap și echilibru, nu puteai să reziști. Ești cu minte, corect și muncitor. Ați fost discriminat în multe situații și la multe meciuri, dar ați ales să nu ripostați și mai mult să vă prefaceți că nu s-a întâmplat nimic. Vă citez. Am suferit sufletește, dar nu am arătat. Am arătat că sunt vesel, că mă bucur de fiecare clipă pe teren. Urmează întrebarea. De câte ori ați zâmbit în fața nedreptății? De multe ori. Dar poate nu aveam puterea necesară să ripostez sau să-mi spun o părere. Pentru că nu a fost ușor să fiu tot timpul dat la o parte sau pentru culoarea pe care o am să fiu criticat. Dar până la urmă m-am ambiționat și le-am arătat că acest om poate să fie om prin tot ceea ce face. În teren, în afara terenului, nu am fost genul de om să mă cer sau să jignesc. Am fost om încât să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu. Și asta o fac zi de zi. De când am ajuns la un nivel mare, în fiecare zi încerc și dau tot ce mai bun să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu. Până la urmă, vreau să las ceva în urmă și cred că am lăsat. De unde vă vine puterea asta? Nu știu, poate de la Dumnezeu. El e singurul care îmi dă și să trec zi de zi, pentru că nu e ușor să treci peste multe lucruri în viață. Bine, mulțumesc. Mergem cu întrebare roșie. Vă aduc în față o altă declarație a dumneavoastră, întrebat despre momentele în care ați fost discriminat și respins de semeni, ați răspuns. M-am simțit foarte rău. Mă duceam undeva singur să plâng. Au fost situații când mă simțeam ca ultimul om de pe pământ. Dar înghiți și mergi mai departe. Dumnezeu mi-a dat puterea de a ierta oamenii. Urmează întrebarea roșie. V-ați revoltat vreodată împotriva lui Dumnezeu? Nu. Nu. Pentru că eu am fost omul care eram conștient. Dacă știam că am făcut o greșeală, meritam să fiu judecat. Dacă știam că am făcut un bine, nu mă așteptam mâine sau pe mâine să-mi vină răsplata. Am zis, când o vrea Dumnezeu, așa va fi. Și tot timpul am chestia, cred în Dumnezeu la fiecare pas. Pentru că nu e ușor, încă o dată mă repet, nu e ușor să treci prin multe și să fii doar tu și cu Dumnezeu. Credeți-mă. Mulțumesc. Ați cunoscut celebritatea în perioada 2005-2011 ca jucător al Stelei. În acei ani erați înconjurat de mulți prieteni și obișnuiați să aruncați cu bani în stânga și în dreapta. Ați ajutat atunci pe toată lumea. De la oamenii străzii pe care obișnuiați să-i luați cu dumneavoastră la restaurant, până la apropiați, ale căror note de plată le achitați fără să le mai cereți banii înapoi. Vă citez. Am împărțit 10.000 de euro, inclusiv unora care nu meritau. Acum, pentru că situația noastră financiară s-a schimbat și numărul prietenilor s-a redus, ați spus așa, vedeți restaurantul ăsta? Erau mese pline. Le plăteam eu notele. Câți dintre ei mă mai salută? Câți dintre ei mă mai sună? Vreau să-mi spuneți dacă felul acesta de a vă cheltui banii era de fapt
modalitatea prin care vă demonstrați dumneavoastră, dar și celor din jur, că ați scăpat de sărăcie. Urmează întrebarea. Ați mai aruncat și azi cu banii? Azi nu, doar pentru oameni care merită. Pentru că ce am făcut eu, am făcut-o cu inima. Când dădeam, când 2005-2006, nu am vrut să arăt că eu sunt mai bogat decât ceilalți sau că eu sunt cineva, nu. Am făcut-o cu sufletul pentru că așa am simțit în momentul ăla să le ofer o masă, să le ofer tot ce e mai bun. Dar pe partea cealaltă am avut de suferit. Dar nu-mi pare rău, să știți, de nimic, de toți banii pierduți. Pentru că e o lecție și din lecție am învățat. Ce ați învățat? Să nu mai fac greșelile pe care le-am făcut. Să le mai ofer oamenilor care sunt falși. Oamenilor care sunt doar lângă tine atunci când ești sus. Oamenilor care când tu ești Bănel Nicoliță și vor să vină să afișezi și ei cu tine însuși. Nu mai. Adică acum aveți filtrul la oameni. Da. Acum aleg. Și nu știu dacă mai am mulți prieteni. Dar acei care sunt lângă mine sunt 100% lângă mine. Și oricând și la orice oră aș face orice pentru ei. Dar dacă mă gândesc încă o dată în spate, chiar dacă am pierdut foarte mulți bani, poate maică mi-a reproșat de multe ori, de ce nu sunt puțin mai atent? Pentru că acei oameni sunt doar de moment, că tu ești Bănel, mamă. Nu trebuie să faci lucrul ăsta. Zic, mamă, e treaba mea, mi-asum. Așa simt. Am stat cu cerșetul la masă. Câți din oamenii ăștia poate să stea cu un cerșetor care mirosea săracul în toate felurile? Am zis, tu stai cu mine la masă, cu tine ești un bun și meriți. Întrebați la Brăila, toți cerșetorii care veneau, eu le dădeam bani. Oriunde eram, indiferent că aveam 10 lei, aveam și lor 5 lei. Sau a fost un caz în care am luat un cerșetor, l-am pus cu mine la masă și am mâncat cu mine. I-am zis, mănâncă și niște prieteni. Domnul miroase, nu știu ce. Păi, tu afară. Și ea rămâne cu mine la masă și mănâncă. Asta sunt eu. Nu am avut nevoie să demonstrez. Da, nu am avut nevoie să demonstrez nimănui. Pentru că acolo sus e Dumnezeu și ne vede pe fiecare. Și eu sunt genul om care îmi place să dau ceva și să nu mă duc să mă laud. Nu o să mă vedeți pe mine. Credeți-mă că am ajutat multă lume. Ceea ce am spus cu mese și cu alea au fost atât din câte am făcut eu. Pentru că așa am simțit. De exemplu, am luat tachimul în casă și m-a păcălit. Că azi cumpăr în casă că gata, eu stau în ea și nu stătea în ea. Despre ce vorbim. Mulțumesc. Plăcere. Vă citez. La Steaua, în 2005, rămâneam după antrenamente să dau centrări pentru că nu-mi ieșau în meciuri. Dădeam ba în fața porții, ba în primul om. Eu prin muncă am progresat și prin suflet. În 2006 ați ajutat Steaua să ajungă în sferturile de finală ale Cupei UEFA, prin cele două goluri pe care le-ați marcat în meciul împotriva echipei Real Betis. În sferturi, Steaua a întâlnit o altă echipă românească, Rapid, iar cele două meciuri, turul și returul, au fost urmărite cu mare emoții de milioane de români, pentru că miza era uriașă, calificarea în semifinalele UEFA. Primul meci, disputat în Giulești, pe 30 martie 2006, s-a încheiat 1-1 prin golurile marcate de dumneavoastră pentru Steaua și de Viorel Moldovan pentru Rapid. Scorul partidei retur a fost 0-0, s-a aplicat regula avantajului oferit de golul marcat în deplasare și astfel a devenit cel care a calificat Steaua în semifinalele Cupei UEFA, ultima mare performanță a fotbalului românesc. Urmează întrebarea. Care este marea dumneavoastră mândrie? Cea mai mare mândrie a mea e că am dat gol pe Giulești și am calificat echipa în semifinală. Pentru că emoțiile au fost foarte mari. La momentul ăla nu am dormit două săptămâni. Două săptămâni nu puteam să dorm. Noapte. Înainte de meci. Înainte de meci, da. Și mă gândeam, Doamne, ne bat cei de la Rapid, să vezi ce ne fac, suporte noștri, să vezi dacă mai poți să te mai duci să mai mănânci ceva în oraș, dacă poți să mai ieși undeva. Și, na, te gândești tot timpul, două săptămâni, dar după aia, după ce ne-am calificat, am ieșit cu capul sus frumos și am zis, asta e dat. M-am bucurat, sincer. Aia a fost cea mai mare bucurie. Mulțumesc. Pe 29 martie 2006, ați primit medalia Meritul Sportiv clasa a doua cu o baretă din partea președintelui de atunci al României, Traian Băsescu, pentru calificarea Stelei în sferturile de finală ale Cupei UEFA. După ce ați trecut și de Rapid și ați ajuns în semifinale, fostul șef de stat a invitat echipa la restaurant.
Despre acea întâlnire ați spus așa: cea mai plăcută amintire pe care o am cu domnul Becali este de la restaurant după meciul cu Rapid cu domnul președinte Traian Băsescu. Am rămas surprinși. Eu eram mic, nu știam. Când am văzut, m-am bucurat tare. În 2008, fostul președinte Traian Băsescu v-a decorat din nou, de data aceasta cu medalia Meritul Sportiv clasa a doua cu două barete pentru calificarea cu naționala la campionatul european. Urmează întrebarea: de câte ori ați ciocnit paharul cu Traian Băsescu? Cred că cel puțin de 4 ori. Dar cred că cel mai important moment al meu când l-am văzut pe domnul președinte a fost momentul când ne-am calificat după meci cu Rapid. Am fost la Golden Blitz. Am stat, a stat dânsul, Nea Gigi, Meme Stoica, Rădui și eu. Nu-mi vine să cred că pot să fiu cu ei acolo la aceeași masă. Și chiar m-am bucurat, am zis, wow, ce înseamnă să muncești și să fii serios, să fii cu minte, că Dumnezeu ți-o oferă ceea ce tu nu visezi. Așa am văzut atunci. Dar fiecare parte, ca și la echipa națională, când am fost la dânsul, nu știu, prima oară când am fost la Custeaua după ce ne-am calificat cu Betis, ne-a chemat dânsul acolo și a întrebat de mine, unde e la micuțul bunețel? Am murit. Da, ține foarte mult la mine. Și mulțumesc. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Pe 27 aprilie 2006, Steaua a pierdut șansa să joace finala Cupei UEFA. Dumneavoastră erați suspendat atunci și ați urmărit meciul din tribună alături de Sorin Paraschiv, capitanul de atunci al steriștilor. Acesta a declarat după partida cu Middlesbrough, îl citez: am plâns la retur. Eu și cu Bănel eram în tribună suspendați. La 2-0 pentru noi ne-am bucurat foarte tare. La 4-2 însă a fost un coșmar. Dumneavoastră ați descris acel moment așa: Doamne, ce aproape am fost de finală. Am avut penalti în minutul 90, dar suntem români, suntem mici. A fost penalti clar, plângeam în hohote. Urmează întrebarea: câte lacrimi ați vărsat pentru Steaua? Foarte multe. La fiecare meci, care îl pierdeam, mă ceam acasă și plângeam. Pentru că eu sunt genul de om care nu-mi place să pierd. Orice fac, mie îmi place să câștig, indiferent pe ce joc. Așa că la Steaua am plâns de multe ori. Pentru că la meciul cu Middlesbrough, în minutul 87, cred, când a dat golul de 4-2, instant, nu mai puteam să mai opresc. În minutul 90, penalte pentru noi. Nici ăla nu ne-a dat. Ce să faci? Când ești mic, aia se întâmplă. N-ar avea cum cu atât suporte nebuni în tribuna cu să dea penalte pentru români. Niciodată. Suntem mici. Dar am dovedit-o până la semifinală că am meritat tot ce am făcut, chiar s-a meritat să ajungem până acolo. Într-adevăr, neșansa a făcut ca noi să nu jucăm finala în momentul ăla. Ghinionul că am primit foarte repede niște goluri pe care puteam să nu se întâmple. Dar noi eram o echipă foarte compactă, o echipă unită și în momentul când lipsea un jucător sau doi, la noi se cunoștea. De exemplu, că dacă am lipsit eu și Paraschiv, deja echipa nu mai era aceeași. Pentru că noi eram o familie. Și acum, în ziua de azi, ne întâlnim cu toți, mergem, mâncăm, mergem la fotbal. Am rămas foarte uniți și asta e cea mai mare satisfacție și cea mai mare bucurie a noastră. Că ne putem întâlni și putem să ne facem aminte ce a greșit fiecare, ce trebuia să facă celălalt. Pentru că a fost momentul ăla în care trebuia puțin atenție. Dar momentul ăla când sunt 30.000 de oameni în tribună și țipă și speară pe acolo, e greu de controlat, credeți-mă. Că toți din fața televizorului cu berea și cu semințele comentează, da? Acolo e vorba de moment, de secundă. Vă dau timp. Cât da. Vă lipsește familia de la Steaua? Foarte mult, sincer. Câteodată mă trezesc noaptea și mai îmi doresc să mai joc. Dar aș juca doar pentru Steaua. Pentru FCSB, care se numește acum la ora actuală. Nu știu, mă visez noaptea și mă trezesc și zic, Doamne, ce repede au trecut ani. Chiar mai îmi doresc așa să joc. Nu știu dacă mai pot eu, știi. Dar mă bucur că am avut posibilitatea și onoarea să joc pentru cel mai titrat club din România. Mulțumesc. Gen. Mergem cu o întrebare roșie. Wow.
Un moment critic în cariera dumneavoastră a fost pe 1 noiembrie 2006 în meciul de Champions League Real Madrid-Steaua pe stadionul Santiago Bernabeu. În minutul 70 al jocului ați înscris singurul gol al partidei, este adevărat, în propria poartă. Iar adversarul David Beckham a fost primul care v-a consolat. Vă citez. Eu când am avut mingea în față și l-am privit pe portarul Cernea, el era pe linia porții. Am lăsat capul jos ca să-i pot da tare, pentru că altfel o lua Van Nistelrooy și se ducea până în poartă. Și atunci zic eu, dau tare pe el și la revedere. Când am ridicat capul și l-am văzut unde e, ce să fac? Fără autogolul acela, Steaua nu ar fi pierdut calificarea în optimile Champions League. Urmează întrebarea roșie. Vă mai bântuie autogolul de pe Bernabeu? Non-stop. Credeți-mă, la orice pas. Oamenii nu țin cont de goluri care le-am dat cu Galatasaray, că am calificat în grupele Champions League, cu Betis, cu Rapid, ei dau autogol. Dar mi-a fost greu, sincer, mi-a fost foarte greu. Primele două săptămâni îmi venea să... Am vrut la un moment dat să mă duc cu mașina direct în primul stâlp. Sincer, după ce am venit de acolo la 4 dimineața, m-am suit în mașină și am plecat din nebun. Mi-a fost foarte greu, pentru că știam că mult... Sunt 20 de milioane de români care, o să spună, nu, sunt 20-18, o să-mi spună pe stradă. Bă, ne, ce ai făcut? Ți-ai dat autogol. Dar, ușor, ușor, am avut parte de un grup frumos, de un antrenor minunat, de suporteri ăștia care, într-adevăr, sunt numărul unu pentru mine, care au fost lângă mine și m-au ajutat să trec peste momentul ăla greu, pentru că nu a fost ușor să treci. Dar, cu ajutorul lor, am reușit. Dar să vă mai spun ceva. Să scrii pe Bernabeu și să fie acolo Bănel Niculiță. Nu, și ești marcator. La 1-0 a avut 11 metri panisarului. Ratează și rămâne 1-0. Marca să făcea 2-0. Nu mai zicea nimeni nimic de Bănel Niculiță. Așa a vrut cel de sus să fiu doar eu, să fiu al doilea marcator după domnul Hagi. Pentru că domnul Hagi a jucat la Real Madrid și a marcat pentru Real Madrid. Și eu o să fiu al doilea. Făcând o glumă așa. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Continuăm cu o întrebare roșie. Au. Relația pe care ați avut-o cu tatăl dumneavoastră a fost una complicată, cu acuze și jigniri care au ajuns pe primele pagini ale ziarelor. Într-un interviu din 2010, el a explicat, în limbajul lui pitoresc, parcă neputând să își ascundă satisfacția, de ce v-ați dat autogol în meciul cu Real Madrid? Îl citez. Ultima oară când am vorbit cu Bănel, i-am spus: tată, de ce ai spus la ziar că nu sunt tatăl tău? Ți-e rușine cu mine? Ți-e rușine că muncesc pe unde apuc? Să te gândești, tată, că e un Dumnezeu acolo sus și te vede. Și atunci și-a băgat singur gol pe Bernabeu. Aș vrea să-mi spuneți dacă vă e frică de blesteme. Urmează întrebarea roșie. V-ați simțit blestemat? Nu. Dar eu tot timpul am spus, dacă îmi vedeți toate interviurile de la început până la final, de când am ajuns eu să dau primul interviu despre familie, despre tată, mamă, o să vedeți că eu recunosc. Da, taică-l meu, e tatăl meu. La fiecare televiziune în care am intrat, am spus că e tată. Niciodată nu am spus că nu există. Acel om era foarte influențat și foarte rău, pentru că dacă nu-i dai odată la un om, spune că nu i-ai dat niciodată. Eu pe acel om, pe taică-l meu, i-am oferit tot. Mai ales în contextul în care tu mă critici și te duci și mă vorbești de rău, eu ți-am oferit toată dragostea de copil, pentru că am spus un lucru. Mi-ai dat viață. Și tatăl meu, indiferent de situație, că poți să mă faci în toate felurile, că era televiziune, doar uite ce urât a vorbit taică-l despre tine. Zic, da, e taică-l meu. Adică nu am dat apă la moară, am încercat să calmez lucrurile, să le iau pe separat, să-i explic, băi, nu-i frumos, să trebuie să vorbești despre mine, despre familia ta, orice vrei tu, familia, lucrurile să-ți spală în familie, dacă ești tată. Nu ai cum să mă critici pe mine, omul care îți ține familia de atâția ani. Tu ai plecat și te-ai lăsat copiii pe stradă. Eu am fost singurul om care, dacă nu era Dumnezeu în spatele meu, poate frații mei alegeau alt drum. Și era clar că puteau să facă multe prostii. Dar pentru că Dumnezeu m-a ajutat pe mine și mi-a oferit să fiu acolo sus și să ajung fotbalist, asta înseamnă ca eu să ofer și familiei mele un sprijin încât să nu se ducă să facă prostii. Pe care tu, ca tată, trebuie să ne oferi, nu noi.
într-adevăr, ok, și noi ca și copii băgăm bani în casă, dar nu puteam să țin 10-15 în casă, să-i țin doar eu. Tu n-ai mai dat un ban. Eu am fost omul care am sprijinit familia. Ar fi trebuit să mă respecte mult mai mult. Dar asta îți dau timp, vă dau timp. Da. Poate că cea mai mare dezamăgire a mea față de tatăl meu a fost că a ieșit în public și a vorbit urât despre mine, a vorbit de mama mea, că mama mea săracă a stat și s-a chinuit cu toți copiii și a ieșit, asta a ieșit din spital și seara s-a dus la muncă pentru noi să avem ce mânca. Pentru mine, mama mea este totul. Da. După Dumnezeu, mama mea este totul. Mi-a oferit tot, nu m-a criticat, nu mi-a zis niciodată nimic, a spus doar atât. Lasă-l încolo. Dacă te vorbești rău, n-ai ce să-i faci. Ăsta e tactul. Mulțumesc. După 6 ani și jumătate ca titular la Steaua, în 2011 ați plecat la Saint-Étienne. Transferul i-a costat 700.000 de euro pe francezi, iar salariul dumneavoastră urma să fie de 350.000 de euro pe an. Patronii clubului v-au mărturisit cu sinceritate că și-au dorit să vă aducă la echipă pentru a atrage suporterii din comunitatea romă din oraș. Reamintesc telespectatorilor că din 2010 autoritățile franceze plăteau 300 de euro pentru un adult și 100 de euro pentru un copil dacă romii acceptau să fie repatriați voluntar în România. În acest context, presa britanică titra la venirea dumneavoastră la clubul francez. Citez: Saint-Étienne a cumpărat un țigan în timp ce Franța plătește țiganii ca să scape de ei. Însă, 3 goluri și 2 pase decisive în 9 meciuri au fost de ajuns pentru ca dumneavoastră să deveniți foarte popular și iubit în orașul francez și să fiți, conform presei franceze, primul fotbalist rom care a evoluat în campionatul Franței și primul marcator rom din istoria fotbalului francez. Dumneavoastră ați spus de mai multe ori, vă citez, eu sunt mândru că sunt țigan, deși în Franța toți mi se adresau cu domnule Nicoliță. Urmează întrebarea. Ați fost cel mai iubit țigan din Franța? Cu siguranță. Dar la început, când am venit, s-au scris multe lucruri, clar. Dar asta m-a ambiționat și m-a făcut să le arăt în teren cine sunt cu adevărat. Pentru că orice lucru care îl faci, dacă nu te duci să le arăți, ei la început te iau așa, nu poate, știi că e țigan. Pentru că am prins și momentul când toți romii mergeau în România. Și eu atunci am venit la echipa de club a Saint-Étienne. Și atunci v-au spus, bă, cum luați voi rom, dacă noi trimitem pe toți acasă? Și am spus, să vedeți, că Bănel e altceva. Și le-am demonstrat și mă întâlneam cu oameni, cu francezi, încât le spuneam, nu toți suntem la fel, nu ne mai criticați. Suntem oameni și noi. Că ei criticau tot timpul pe toate chestiile astea, că sunt țigani, că fură, că nu știu ce. Zic, nu suntem toți la fel. Uitați-mă, sunt aici și în 9 meciuri, așa cum am spus și dumneavoastră, am marcat 3 goluri, am dat pas de gol și am început să fiu cel mai vândut jucător din clubul ăla, eu și cu Aubameyang, la petricori. Da? Băne, Nicoliță și Aubameyang. Asta ce a arătat? Că nu mai sunt rom. Da? Și mă bucur că am putut să demonstrez și oricum sunt mândru că sunt țigan și pot să merg oriunde și am spus-o oricând, la orice oră, că nu mi-e rușine. Nici cu familia mea, nici cu nimeni. Pentru că știu ceea ce fac și sunt responsabil. Mulțumesc. Zia. În 2012, casa în care locuiați cu chirie în Saint-Étienne v-a fost spartă de 4 ori. Vă citez. Prima oară când m-am întors acasă, ușa era deschisă. Mi-au furat banii, ceasul, haine, chiloți. A doua oară, iar mi-au spart casa, mi-au luat televizorul. A treia oară, iar au spart-o, nu am mai lăsat nimic. A patra oară mi-au spart-o și mi-au luat mașina de spălat. Vreau să știu care este obiectul cel mai de preț care vi s-a furat și cum s-a terminat ancheta poliției. Urmează întrebarea. Cine v-a furat? Sincer, nu știu, dar cel mai important obiect pe care, așa îmi pare rău, este acel ceas Cartier pe care ne l-a oferit din AGGB care când ne-am calificat în Champions League. Atunci a fost un moment foarte frumos și ne-a oferit, a spus, dacă vă calificați în Champions League, în grupe, veți primi câte un ceas Cartier. Și am venit de acasă atunci, fusesem în România, am stat 3 zile, am venit la club
Și a doua zi dimineața m-am dus la antrenament. Și eu, în general, nu îmi las niciun obiect mai important, așa, nu îl las acasă. E indiferent unde stau. Îl iau tot timpul, îl iau cu mine. Și l-am lăsat în ziua, nu mi-am dat seama. Când m-am întâlnit la 12, aveam un labrador. Foarte frumos. L-aveam închis în casă. Când am văzut ușa deschisă și am văzut că nici câine nu mai e în curte, am zis, gata. Când am ajuns în casă, tot furat tricouri, chiloții, aveam PlayStation și așa mai departe. Am zis, ai, s-a mai întâmplat. A doua iar mi-a spart casa, a trei oare. Și ca patru oare când mi-a spălat și mi-a luat și mașina de spate, am zis, băi, frate, rătezi, mă mut. Nu mai e ok. Cu ancheta nu s-a mai întâmplat nimic, că nu am fost genul de om să sau să cauză. Eu sunt genul de om, dacă se poate face ceva acum, ok, dacă nu. Cât am pierdut, atât. În viața am pierdut și mai mult. Mulțumesc. Mergem mai departe. În 2006 ați avut o iubită din Brăila care a pozat în rubrica Fata de la pagina 5 și a apărut într-un calendar sexy. Apoi ați avut o iubită care lucra la un videochat și făcea show-uri erotice pe internet. Sexy Brăileanca, femeia care a devenit celebră după ce s-a lăudat că a avut peste 1000 de parteneri, a susținut că unul dintre ei ați fost chiar dumneavoastră. O citez. Pot spune că Bănel este cel mai tare bărbat din câți am cunoscut. Îi dau 10 plus. E un leu în pat. Nu e romantic deloc. Nu-i place preludiul, dar e de cursă lungă, la fel ca pe terenul de fotbal. Unul dintre prietenii dumneavoastră a povestit că a fost impresionat de iubita dumneavoastră algeriancă din perioada în care jucați în Franța. A povestit așa. Cred că era între primele 10 cele mai frumoase femei pe care le-am văzut în viața mea. Urmează întrebarea. Este Bănel Nicoliță un bărbat de Champions League? Așa cum au declarat, știți cum e. Am avut și parteneri care au declarat multe lucruri, poate sunt adevărat sau nu, dar eu sunt ok. Am dat cum am dat și pe teren. Am dat totul. E o întrebare mai delicată și nu prea îmi place mie să vorbesc despre viața mea privată. Bine. Mergem mai departe, mulțumesc. În 2003, ați fost convocat la echipa națională de fotbal sub 19 ani. În sezonul următor, ați avut 13 selecții și la Naționala de Tineret. În 2005 ați debutat la Naționala Mare de Fotbal, iar în următorii 10 ani ați avut 37 de selecții. În cariera dumneavoastră ați fost antrenat de nume mari ale fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, Cosmin Olăroiu, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, Marius Lăcătuș și erați unul dintre jucătorii preferați ai lui Victor Pițurcă. Urmează întrebarea. Cine este cel mai bun antrenor român? Mă bucur că am avut onoarea să fiu antrenat de mulți antrenori. Da, cum a fost și Neamarz, Neapiții și așa mai departe. Fiecare, am luat de la fiecare antrenor. Fiecare antrenor e bun în ceea ce face. M-a ajutat foarte mult în cariera mea de fotbalist. Nu pot să spun că există un antrenor bun, pentru că am un respect foarte mare pentru fiecare în parte. De la fiecare am învățat și fiecare e foarte bun. Și au și demonstrat-o. Bine, atunci cel mai de suflet antrenor. Așa de suflet au fost Neapite și cu Olăroiu. Au fost oameni care au fost mai de suflet. Și Neamarus, care am stat non-stop. A fost președinte pe antrenor. Acești oameni au fost mai de suflet. Mulțumesc. În prima jumătate de an de la Saint-Étienne ați avut o evoluție spectaculoasă. Erați vedeta clubului, alte echipe mari erau cu ochii pe dumneavoastră, iar presa franceză vă prezenta în termeni laudativi, citez dintr-un articol, combativitate, tehnică, eficacitate. Iată de ce este iubit Bănel Nicoliță la Saint-Étienne. Din păcate, în 2012 ați avut două accidentări. Mai întâi o ruptură musculară la un picior, iar apoi o ruptură la coapsa dreaptă. Recuperările au durat mai mult decât v-ați așteptat, așa că ați ajuns să urmăriți meciul echipei din tribună. Concurența era acerbă la Saint-Étienne, iar din cauza deselor dumneavoastră accidentări, antrenorul a ajuns să prefere alți jucători. Pentru că vă doreați enorm să jucați din nou, în toamna lui 2013 ați acceptat să fiți împrumutat la Nantes.
pare că accidentările au ajuns să preia la un moment dat controlul asupra carierei dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți ghinionist? Până să ajung la Saint-Étienne, nu prea am avut accidentări. La Steaua, cred că am avut... Nu știu dacă am fost de 4 ori accidentat. Și vorbim de accidentări foarte ok. O întorsă și cam atât. Sau ruptură. Care treceam foarte repede peste ele. Dar în Franța am avut o ruptură musculară și am stat foarte mult. Am stat 3 luni de zile. Și acolo s-a rupt cam tot filmul. După aia, ușor, ușor, pentru că eu sunt mai nebun. Nu am răbdare să mă recuperez și vreau să joc cât mai repede. A fost un episod în Franța, tot așa am făcut întorsă, am stat cu gipsul 14 zile, am venit marți, sâmbătă era jocul. Am făcut miercuri antrenament ușor, joi am făcut cu echipa, vineri am făcut cu echipa și sâmbătă am jucat. Adică numai un om nebun poate să facă lucrul ăsta. Ca să ai gipsul 14 zile, să stai cu el și tu să joci sâmbătă. Și sâmbătă am jucat titular cu Lyon. Adică, asta e nebunia mea. Poate a fost greșeala mea că nu am avut răbdare să trec ușor-ușor pe fiecare pătățică. Pentru că și accidentarea, dacă nu ai grijă și nu te recuperezi foarte bine, revii din nou. Și atunci ce faci? N-am avut răbdare. Eu, asta e, cred că e cea mai mare greșeală mea. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. După ce ați devenit un fotbalist de succes, tatăl dumneavoastră vă căuta periodic să vă ceară bani. Dacă nu îi dădeați, se plângea în presă că nu-l ajutați, că lui este greu și că mănâncă din gunoaie. În 2012, când jucați în Franța, tatăl dumneavoastră trăia într-o casă extrem de modestă la marginea Bucureștiului și dădea interviuri jurnaliștilor. Îl citez. În scurt timp, nu o să mai am unde să stau și îl rog pe fiul meu, care câștigă o grămadă de bani, să mă ajute. Singura mea șansă este să mă duc în Franța să cerșesc. Poate atunci o să-i fie milă de mine. Chiar a plecat în Franța după dumneavoastră. Ați reacționat atunci așa. Mi se rupe sufletul să văd că omul ăsta e în stare să facă orice pentru niște bani, mai ales că i-am trimis luni la rând diferite sume. Nu l-am lăsat să moară de foame, dar îi transmit că nu va mai vedea niciun ban de la mine. M-am săturat să fiu șantajat de el. Urmează întrebarea roșie. Când nu v-ați mai lăsat șantajat de propriul tată? În momentul când el a ajuns în Franța și mi-a spus că eu sunt în Franța. Zic, foarte bine. Nu îți mai dau nimic, nu mai vreau nimic. Pentru că el, fiecare dată când apărea pe undeva, îmi cerea. Dacă nu-mi dai, mă duc la televizor. Dacă nu-mi dai, mă duc la televizor. Zic, treabat. La un moment dat, pentru că eu am demonstrat cu niște hârtii, pentru că banii pe care eu îi trimiteam luni de luni sau de fiecare dată când avea nevoie, trimiteam pentru un frate și acel frate îi punea în cont pe numele lui. Și aveam facturi, chitanțele de la bani. Și arătam. I-am arătat o dată și după aia gata. Când am arătat chitanțele, nu am mai cerut un bani. Acolo cred că a fost pasul ăla important făcut de mine către tatăl meu să-i demonstrez că nu merge așa. Nu mă poți păcăli tot timpul și nu mă poți șantaja la infinit. Sunt copilul tău. Dacă sunt copilul tău, trebuie să ai puțin respect. Pentru că tot ce am făcut eu nu am făcut pentru televiziune, nu am făcut pentru nimeni. Eu am făcut-o că ești tatăl meu. Doar că vreau să-ți fie bine și dacă tu ai luat o decizie să te despari de mama mea, ok, decizia ta, te duci unde vrei tu, nu mă interesează cu cine umbli, ce faci și cu cine umbli. Eu vreau doar atât, să-ți ofer sprijin atunci când ai nevoie și să-ți ofer o casă, i-am luat o casă și ce credeți că a făcut? Nici nu era casa lui, era caterincă. Eu i-am dat banii. Mi-am făcut datoria de băiat, da? Băiatul Marian Nicoliță, i-a cumpărat o casă, unde vrei? Uite, frate, mi-a are o casă în locul cu tare. M-am dus frumos, unde? La Șuț. Poftim bănuții, ia-ți bănuții, aia e casa lui tata. După 3 săptămâni, domnul, am plecat. Păi cum pleci, mă, dacă ți-am luat casă? Tu mai unde să stai acum? Hai, doamne, e casa ta. Unde ești? Domnule, stai că... Zic, nu sunt fraier. Vă dau timp. Ți-am demonstrat doar că sunt băiat deștept, nu sunt fraier. Și nu mai merge cu șantajul. M-am sătat de șantaj. Că nu-ți iau, că nu-ți fac. Gata, stop. Și ușor a cedat. Când a văzut că eu pun piciorul în prag. Când mă vedea că sunt așa timid,
m-a călcat, bam, 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 de... Dar în rest, n-am o problemă. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. I-ați ajutat pe toți membrii familiei și cu bani și cu relații, iar singurei dumneavoastră surori i-ați purtat o grijă aparte după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. A fost însă un moment în anul 2013 când v-ați revoltat, vă citez. Nu vreau să mă încurajez nemunca celorlalți frați ai mei. S-au obișnuit să le dau, s-au obișnuit să primească. Ei bine, am închis robinetul, gata. E clar pentru mine că fraților mei nu le place munca. Vreau să știu cât ați cheltuit ca să vă întrețineți frații și cum au reacționat când ați închis robinetul. Urmează întrebarea. Ați obosit să fiți fratele cel bun? Nu am obosit. Nu am vrut să mă ia de fraier. Pentru că atât timp cât ești sănătos și văd când încerci să te duci undeva, să-ți câștigi un ban, atunci te apreciezi mai mult. Când știu că nu vrei și stai doar acasă, atunci mă deranjează. Și atunci am pus, băi, vă rog frumos, hai să facem ceva, că nu e mai ok. Gata, ori pun stop, ori vă dau niște bănuți să vă faceți o afacere ceva, trebuie să facem ceva, trebuie să o luăm într-o parte. Sau în momentul ăla, au luat așa, unul a luat mai serios, unul a luat mai Caterin, că eu sunt oricum, sunt un om bun. Eu sunt genul de om, da, fac cu tare, gata, nu vă mai dau peste o săptămână. Alo, ce faci? Bine, vezi că am și eu, poftim. Asta sunt eu. Adică nu pot să iau așa atitudine față de familia mea niciodată. Nici de prietenii mei dragi. Sunt genul care mă succes tot timpul. Adică spun ceva acum și după aia gata, revin. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 2014, contractul cu Saint-Étienne a expirat și erați liber să semnați cu orice club. În acel moment aveați o ofertă sigură de la Nantes și alte trei cluburi erau interesate de dumneavoastră. Părea că vă îndreptați spre un nou contract de minimum 500.000 de euro pe an cu echipă mare din Europa. Însă contractul nu a mai venit. Îl citesc pe Traian Gherghișan, fostul dumneavoastră impresar. Am avut mai multe oferte. Bănel le știe foarte bine. Cum știe și motivele pentru care totul a picat în cele din urmă. Peste ani v-ați acuzat impresarul că se face vinovat de faptul că nu ați mai ajuns în străinătate. Vă citez. Am avut încredere în impresarul meu. L-am apreciat pentru că el m-a dus afară la Saint-Étienne. Dar el m-a nenorocit ca fotbalist. Mi-a încheiat cariera. M-am luat după un om și nu mi-am ascultat instinctul. Urmează întrebarea. Câți bani v-a scos din buzunar impresarul care v-a trădat? Dar nu e vorba de bani, e vorba că eu am avut încredere în el. În momentul când eu am avut câteva oferte concrete, da, în care erau pe masă, era patronul de la Nantes, mergeam zi de zi cu el, mâncam cu el și mă puneam cu el la masă și îmi spunea, uite, semnează. Și spune, nu semnez, te rog frumos, dă-i și ceva impresarul meu. Nu, îți dau nimic. Te rog frumos. Uite, renunț la salariul meu, uite cât am eu, 40.000 de exemplu pe lună. Ok. Îmi dai doar 30.000, sunt 120.000, dai tu din 120.000 cât vrei tu. Nu. Adică, și la un moment dat mi-a spus motivul patronul, de ce nu vrea să-i dea. Pentru că eu încercam să fac un bine și el pe la spate îl cerea mai mult. El vrea 200.000, 300, în fine. Și vă dați seama, cu ușor, ușor, ofertele au picat. Nu e vorba că am pierdut eu bani. Că până la urmă banii vin și se duc. Important e, dacă eu am plecat cu tine la drum, eu am fost corect. Am încercat și puteam să semnez fără el. Adică la momentul ăla puteam să semnez fără el, fără să-mi facă nimic. Nu avea ce să-mi facă. Nici fizic, nici cum vreți dumneavoastră. Dar am zis, de băi, din respect față de omul ăla, m-am dus cu el afară. Pot să intru în spatele, că, na, ăsta sunt eu. Dar cea mai mare greșeală a carierei mele. Mi-am recunoscut-o. Câți bani a câștigat de-a lungul timpului impresarul de la dumneavoastră? Nu știu, și nici nu mă interesează. Atât timp cât mie mi-a fost bine, cu siguranță și lui a fost bine. Nici nu mă interesează sumele, credeți-mă. Pentru că, până la urmă, dacă el mi-a oferit un contract și mi-a spus, băi, uite, ești tu, ești mulțumit? Da, e clar că și el pe partea cealaltă era foarte mulțumit. Dacă mie mi-a oferit... Și totuși nu a fost mulțumit până la final. Ce s-a întâmplat? Eu cred că vreau mai mulți bani. Și acele cluburile, cum erau acolo, sunt... Așa, nu e ca în România. Hai că îți dau 200, îți dau 500, 300, nu. Dau 200, vrei, nu. Ok, afară nu te joci. Afară nu te joci cu oamenii.
afară vii așa, păi, cât vrei, 100 de mii, când spui 100 de mii, rămâne 100 de mii, nu mai poți peste o zi, auzi, nu ți-l mai dau pe bune, că știi că are nevoie de el, a, nu ți-l mai dau, dacă vrei dai 200 de mii sau 300 de mii, atunci omul încheie direct socotelele și la revedere. În România poți să le faci, că da, îți permite, dai 50, nu mai, hai că-ți dau 60, ăla că știe că are nevoie, gata, hai că-ți dau 70 de mii. Uite, ți-am dat bani, domnul jucător. Afară nu merge. Nu merge. Acolo e corectitudine. Așa am văzut eu acum, fiecare om. Mulțumesc. Aveți o admirație uriașă pentru Gheorghe Hagi, pe care îl considerați cel mai mare dintre toți. Și ați fost foarte bucuros în 2007 că v-a antrenat jumătate de an la Steaua. Tot Hagi v-a întins o mână de ajutor și în 2015, atunci când erați liber de contract și v-a antrenat prin parcuri și el v-a luat să jucați la FC Viitorul Constanța, ce e drept pe un salariu de doar 4.000 de euro pe lună, mult sub nivelul contractului anterior de sute de mii de euro din Franța. Ați urmărit cu mare atenție activitatea lui Hagi la Viitorul Constanța, dar și la Academia lui de Fotbal și câțiva ani mai târziu ați încercat să faceți un lucru asemănător la CSF Urei. Urmează întrebarea. L-ați copiat pe Gică Hagi? Nu am cum să-l copiez, dar încerc să fac din lucrurile bune care le face dânsul zi de zi, să fac și eu unde am, de exemplu, am fost la Făurii. Am construit o echipă pe placul meu, adică să poți să construiești o echipă nu e ușor. Și trebuie să ai niște idei de joc. Și ideile de joc mi-a plăcut foarte mult la domnul Gică Hagi și atunci le-am pus în practică la Făurii. Unul dintre ele chiar mi-au ieșit și am putut să joc un fotbal frumos, plăcut, pentru că dânsul joacă un fotbal ofensiv. Mie îmi place să joc ofensiv. Și atunci am luat lucruri foarte pozitive de la dânsul. Bine. Vă doreați să aveți propriul club de fotbal după modelul lui Gică Hagi. În 2016 v-ați întors în orașul natal și ați preluat echipa FC Făurei din Liga a 4-a cu obiectivul de a o promova în Liga a 3-a, lucru care s-a și întâmplat 2 ani mai târziu. Revenirea la Făurei și investițiile pe care le-ați făcut în echipa de fotbal au trezit interesul localnicilor care se adunau pe marginea unui câmp transformat în teren de fotbal ca să vadă meciurile. Citez din presă. Cantonamentele se fac în casa familiei. Mama gătește pentru un lot de 18 jucători, le spală hainele, frații lui Bănel fac parte din echipă, Stelică e capitan și vârf de atac, Aurel e portar, Bănel e fundaș central, patron și antrenor. Din păcate, după 6 ani ați anunțat că echipa se desființează. Aș vrea să știu dacă ați înțeles unde ați greșit în proiectul dumneavoastră de la Făurei. Urmează întrebarea. Când ați acceptat că visul de la Făurei s-a terminat? În momentul când nu am mai avut bani să investesc. Pentru că acei oameni au stat doar în spatele meu. Ei nu au venit cu un plus. Și atunci ei au crezut doar în nebunia mea. Ușor, 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 lasă că-i Bănel nebun, el le face pe toate. Păi, ok, am venit la Făurei, am investit bani. Am dus jucătorul la mine în casă. Da, unde intimitate, casa mama mea. I-am băgat acolo, le-am dat să mănânce. Adică mi-am dorit să am și puțin sprijin. Când am văzut că nu mai am nici sprijin și nici o resurse necesare încât să pot să mai țin o echipă de fotbal, atunci am pus stop și am spus pentru mine e destul. Am pierdut cât am pierdut, 10 lei. Nu vreau să mai pierd încă 10 lei. Pentru că pe lângă 10 lei am pierdut și familia. Și atunci am spus stop. Prea mult. Prea mult pentru că mi-am pus tot ce a fost mai bun pentru fotbal și le-am oferit tot același lucru aș fi vrut și din partea primarului sau oamenii care erau acolo să vină lângă mine să mă sprijin într-un fel sau altul. Deci, problema este că nu ați primit finanțare, sprijin. Foarte puțină. Dar greșeala dumneavoastră în acest proiect? Greșeala mea că am venit acolo. Nu trebuia să vin o secundă. Pentru că nu era momentul. Pentru că aveam 31 de ani și trebuia să mai joc fotbal. Nu să-mi distrug familia și banii mei munciți. Dar acei oameni nu au apreciat și nu o să apreciez niciodată cât efort am făcut eu să fiu acolo și să investesc și să stau zi de zi pe drumuri București, Făurei, doar de dragul a construi echipă bună și de a face ca acel oraș să fie pe hartă pus mai bine. Nu știu câți dintre ei și-ar da sau și-a dat seama
că am făcut lucrul ăsta pentru orașul ăla. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 2008, în plină ascensiune fotbalistică, ați cunoscut-o pe Cristina, care v-a devenit apoi soție. Ea era studentă la Finanțe Bănci și nu știa că dumneavoastră sunteți vedeta clubului Steaua. I-ați atras atenția pentru că erați modest și cu minte. După câțiva ani ați cerut-o în căsătorie la Paris, la Disneyland, iar în 2013 ați făcut nuntă mare. Însă Cristina nu a fost de acord să investiți bani în echipa de fotbal la Făurei. O citez. Dacă pleci la Făurei, distrugi familia. Nu ne mai oferi timpul tău, divorțăm. Într-un final, asta s-a și întâmplat. Ați divorțat, ați pierdut toți banii și ați rămas și fără vis și fără nevastă. Fosta noastră soție a ales să rămână cu cele două fiice în București, iar la partaj a obținut casa din Ghencea și grădinița care era afacerea familiei și pe care o administrează și în prezent. Aș vrea să-mi spuneți dacă dumneavoastră credeți că decizia soției de a divorța a fost motivată de dorința ei de a proteja ultima brumă de avere. Urmează întrebarea. V-a pus divorțul copiii la adăpost? Divorțul a venit în urma unui nebunie de-al mele. Până la urmă, eu am greșit în toate deciziile. Fosta soție a încercat să protejeze copiii, finanțele și pe mine în principal. Dar dacă așa am considerat la momentul ăla că e mai bine, știți cum e, nu pot să... Nu mai putea să mă întoarcă nimeni. Pentru că mi-am dorit foarte mult ca să merg acolo și când ea mi-a zis, băi, nu sunt de acord. Ori protejăm banii la familie și să fie ok, ori distrugi tu și te divorțăm. Zic, hai să încercăm, mi-am zis. Divorțăm. Ok. Am plecat. Pentru că mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta. A meritat visul dumneavoastră să vă distrugeți familia? Nu. Sincer, nu. Regretele sunt foarte mari, dar acum nu mai contează. Pentru că lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Divorțul l-am făcut, banii i-am pierdut. Acum trebuie să iau viața de la zero. Cum am și făcut-o, fără frică și fără nimic. Pentru că eu sunt genul de om care m-am născut sărac și nu mi-e frică de sărăcie. Și sunt foarte puternic și sunt cu zâmbetul pe buze oricând. Că pot să-mi iau viața de la început. Așa că nu mă poate dărma nimic. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 2020 ați anunțat că ați divorțat fără scandal și că ați păstrat o relație civilizată cu fosta soție, cu care aveți două fete. Întrebat de jurnaliști dacă în prezent aveți iubită, ați răspuns așa. Când o să fiu cu cineva, o să ies să vorbesc. Vom vedea ce o să se întâmple, căci viața este plină de surprize. Urmează întrebarea. Sunteți îndrăgostit? Am o prietenă, suntem împreună de ceva timp și ne bucurăm de fiecare moment. Restul vom vedea ce se va întâmpla. Mulțumesc! Am spus că sunt foarte sincer, așa că... Mergem mai departe. Aveți două fete. Amalia are 9 ani, iar Natalia 7. Ori de câte ori vorbiți despre ele, o faceți cu lacrimi în ochi. Chiar dacă ați divorțat, sunteți în toată grijuliu și foarte implicat în creșterea lor. Și pentru a vă răzbuna pe sărăcia din propria dumneavoastră copilărie, le îndepliniți orice dorință, vă citez. Dacă fica mea vrea o jucărie, oricât de scumpă e, dau toți banii și o iau. Mai vrea una? Îi mai iau una. Vrea două la fel? Îi iau două la fel dacă asta vrea. Pentru că eu am avut multe lipsuri și nu am putut să am ce-mi doream. Dragostea pentru fetele dumneavoastră merge atât de departe încât ați declarat că nu vă mai doriți alt copil. Vă citesc din nou. Le iubesc prea mult și nu vreau să creadă vreodată că iubesc pe cineva mai mult decât pe ele. Urmează întrebarea. Ați primit vreodată cartonaș roșu ca tată? Nu. Nu am primit. Sincer. Depinde de ce cartonaș roșu vă referiți acum. La toate, la cele la care vă gândiți dumneavoastră? Doar la fotbal. Nu, în viața așa nu am primit. Nici de la familie.
Sunteți un tată bun? Sunt foarte bun, din toate punctele de vedere. Dar vă spun că din partea familiei nu am de ce să primesc. Pentru că acolo, pentru fetele mele și pentru... sunt sigur că orice părinte și-ar da tot ce e mai bun. De aia și spun că împreună cu fosta soție le oferim tot ce e mai bun, chiar dacă suntem separați, încercăm să nu să simtă lipsurile și să le oferim și dragoste și timp și tot ce trebuie. De exemplu, eu dimineața le-am dus la școală, așa că am plecat din bike-ul, tu mai plângea Ghencea la 6 dimineața. Doar să le duc la școală, ca o școală îmi plângea Ghencea. Așa că nu merită orice sacrificiu pentru copii. Sunt sigur de lucrul ăsta și trebuie să le oferim nu tot, absolut tot, pentru că merită. Sunteți foarte tânăr. Sigur vă mai doriți copii? Momentan nu, sincer. Pentru că am două fete minunate, le iubesc așa de mult încât n-aș vrea vreodată, vreo secundă, să le dezamăgesc. Poate și prin tot ce am făcut eu, că am plecat la fori și că am investit și că nu știu ce, sper că nu le-am dezamăgit, pentru că le-am explicat fiecare lucru în parte. Ăsta e tatăl vostru. E mai nebun, e mai direct, e spontan, își dorește ceva, face. Că și pentru voi, dacă voi vreți mâine ceva, ați văzut că tati nu stă o secundă să gândească. Nu mai cere părere la nimeni. Și așa am făcut. Voi face tot ceea ce simt. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Wow. Divorțat și fără bani, în 2021 ați dispărut jumătate de an. Vă citez. Am fost plecat afară în America, am fost la un prieten în vacanță. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin și eu, fizic și moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorțul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduți. Urmează întrebarea roșie. Ați scăpat de depresie? Acum da. Am fost în depresie foarte mare. Nu mai știu prin câte am putut să trec, pentru că nu mi-a fost ușor să pierzi, în primul rând, să pierzi copiii. Da? Să divorțești, să nu mai stai zi de zi lângă ei și așa mai departe. Apoi să pierzi bani. Pierzi timp. Să vezi că anumiți prieteni pe care tu i-ai ajutat nu mai sunt lângă tine. Să te simți singur. Atunci o luasem puțin așa randeaua pe românește și am zis, bă, mă trebuie neapărat o vacanță, am sunat un prieten și am încercat să-i spun prin ce am trecut și am spus, bă, vino, nu e problemă, stai liniștit, o să revii. Și am stat o lună, două, după aia am fost și prin Elveț, am luat tot așa la un prieten, devenit omul la, mi-a devenit sponsor la echipă, la Forei și mi-a revenit. Mi-a fost greu, sincer, mi-a fost foarte greu pentru că când ai oameni foarte importanți pe care tu îi consideri că sunt lângă sufletul tău și atunci când tu pici undeva și nu sunt alături de tine, atunci e dezamăgirea mai mare. Asta mulțumesc. E viața și da. Mă bucur că sunt sănătos. Mulțumesc. Mergem mai departe. Continuăm cu întrebarea roșie. În 2007, presa susținea că unul dintre capii lumii interlope din Brăila ar fi solicitat o taxă de protecție de 20.000 de euro lunar. Câteva luni mai târziu, ați fost lovit în plină stradă de un apropiat al interlopului. Citez din presă. În timp ce se plimba liniștit, Nicolița a fost abordat de un individ dubios, fotbalistul Stelei primind o corecție fizică la intimidare. De frică, nimeni nu a intervenit. În 2021, jurnaliștii susțineau că ați fost constrâns să plecați din România de teama cămătarilor, pentru că ați făcut un împrumut de 100.000 de euro și nu ați înapoiat banii la timp. Urmează întrebarea roșie. Ați luat vreodată bani cu camătă? Zice, am luat, dar nu au fost sume mari. Da, a fost moment când am avut nevoie la echipă și a trebuit să o fac. Dar a fost o sumă mică, așa cum s-a scris tot despre mine, nu e nimic adevărat, pentru că tot ce s-a scris e o minciună. Nu m-a agresat nimeni, nu am plătit taxe la nimeni, credeți-mă, și nu am datorii la cămătari. Să stea toată lumea liniștită. Așa cum am venit în țară, când am venit în ianuarie, am spus, sunt aici, unde sunteți? Nu există așa ceva. A fost un moment când am avut nevoie la echipă
și a trebuit să o fac. În rest, nu am datorii la nimeni. Mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos. Acele vorbe sau acei oameni care spun, nu avea ce să facă pe acasă, ce să facă? Vor să apară și ei pe la ziar. Cum va să apară? Suntem oameni foarte cunoscuți, oameni care sunt iubiți de public și atunci ei ating și ating un scop. Nu există așa ceva, cămătari și toate cele. Pentru că eu sunt prieten cu toată lumea. Nu există. Cum să iau 100.000 de la cămătari? Cine îți dă 100.000 de euro? Doar să fii nebun. Niciunul așa. Așa că e doar o minciună. Pentru că aici sunt în fața dumneavoastră să vă spun lucrurile pe nume și sunt foarte sincer. Bine. Apreciez, am notat, mergem mai departe. Presa v-a descris ca fiind un fotbalist cu suflet mare pentru gesturile dumneavoastră generoase. Am să vă dau câteva exemple. Ați mers într-un spital într-o vizită surpriză la o fostă caratistă din Vaslui care suferea de leucemie. Apoi la Făurei ați invitat la antrenamentele de fotbal copii din familii foarte sărace, cărora le-ați oferit și o masă caldă. Ați acceptat să mergeți și la penitenciarul Tichilești din Brăila, unde le-ați dat deținuților sfaturi despre cum să aleagă pe viitor calea cea bună. Având în vedere că în ultimii ani dumneavoastră ați fost cel care a trecut prin momente foarte grele, urmează întrebarea. Dumneavoastră, cine v-a întins o mână de ajutor? Am avut și eu oamenii mei. Poate au fost foarte puțini, dar să știți că am avut și eu câțiva oameni care au fost alături de mine și m-au încurajat știind faptul că trebuie într-o perioadă foarte grea. Eu am fost și genul de om care sunt foarte puternic. Nu mă dărâmă nimic decât Dumnezeu. Adică ce putea să mă întâmple după ce am pierdut tot? Și am rămas în picioare. Pentru mine satisfacția și cea mai mare bucurie că sunt în picioare și că sunt ok. Restul le fac ușor, ușor, pas cu pas. Sunt un om foarte puternic și nu o să cedez o secundă, indiferent dacă șansele mele sunt de 10%. Și celălalt poate să aibă 90. Niciodată. Cui sunteți recunoscător? Lui Dumnezeu. Sincer vă spun. Dumnezeu, familie, care au fost lângă mine și m-au încurajat și au plâns. De exemplu, mama mea, care plânge și a plâns non-stop, săraca. Știm faptul că am investit foarte mulți bani acolo, că am și divorțat și că am pierdut bani și nu știu ce. Plângea noapte-noapte și o vedeam că stăm și la forii zi de zi cu echipa. O simțeam că nu e ok. Și spuneam, mă, stai niște, uite, sunt sănătos. Alții în locul meu se duceau de mult, să aruncau. Pentru că nu e ușor să pici dintr-o dată. Și am spus, băiatul tău e foarte puternic, eu am fost stâlpul vostru atâția ani. Și de acum încolo tot eu sunt. Stați liniștiți. Și de acum, acum îi trebuie lumea mea bani. Sincer. Așa că nu e o problemă. Bănel tot e bănel. Va rămâne indiferent de situație. Sunt foarte puternic, credeți-mă. În fața dumneavoastră aveți un om puternic prin care a trecut prin multe în viață. Și nu l-a dărmat nimic. Mulțumesc. Continuăm. Ați învățat să notați în copilărie, obligat de frații dumneavoastră, care v-au spus că ori săriți în apa din canal, ori mergeți 4 km pe jos. Vă citez. Așa că mi-am spus că mai bine mă arunc în cap sau pe burtă. Când ieșeam, eram roșu tot. Recent ați participat la o emisiune unde ați învățat să săriți corect în apă. Ați povestit așa. Nu a fost ușor, mai ales că acolo ai un antrenor care te pregătește, care îți spune cum să sari. Nu e ca și cum mă duc, mă arunc și gata. Trebuie să ai control între brațe și picioare, adică să ai o legătură în tot ceea ce faci. Așa ați învățat să executați corect o săritură în apă cu capul înainte. Vreau să știu cât de mult vă ajută acest lucru în viața de zi cu zi. Urmează întrebarea. Vă mai aruncați cu capul înainte? Nu. O să fiu mai atent. Pentru că întrebarea e foarte, foarte corectă. Așa că o să fiu mult mai atent. Nu o să mă mai arunc cu capul înainte. Pentru că am făcut-o de multe ori și am greșit. Trebuie să fiu mult mai atent. Mulțumesc. Continuăm. Anul acesta v-ați deschis la București o școală de fotbal.
unde îi antrenați pe micii sportivi. Ați spus că noua afacere merge bine și, în ciuda concurenței, în jumătate de an ați adunat 60 de copii. Vă citez. Mi-am deschis această școală de fotbal și aici am găsit câțiva oameni care cred în mine și descoperă cine e Bănel Nicoliță. O să vedeți că în cel mai scurt timp o să ofer cei mai buni jucători și o să îi vând la echipe mari. Urmează întrebarea. Ce șanse are Bănel să se îmbogățească vânzând jucători? Foarte mari. Pentru că eu cred în mine și știu potențialul meu. Pentru că am luat-o o notă de jos, mi-am făcut școala mea de fotbal Bănel Nicoliță, am câțiva copii foarte talentați, dar cu siguranță vor veni și mai mulți. Dar ușor, ușor, pas cu pas, în 5 luni de zile am adunat 60 de copii, eu îi antrenez zi de zi, eu le fac programul, tot ce se întâmplă acolo, eu fac tot. Nu există, în afară de mine. Și pentru că iubesc eu fotbalul, e clar că și copiii au un exemplu în fața lor. Un om care a muncit, un om, eu le mai pun și video cu mine. Anumiți copii care cred eu că au potențial, le arăt un videoclip, uite cine sunt eu sau cine am fost eu cu adevărat. Și să uit, wow! Vin cu tricouri, cu Bănel Nicoliță, cu FCSB, foarte tare. Dar sper în cel mai scurt timp, să zicem 3-4 ani, să dau cel puțin 3-4 jucători. Către FCSB, bineînțeles. Va fi primul club care va lua copii de la mine, după aceea ceilalți. Deci FCSB are prioritate. Pentru că acolo e viața mea. Ce frumos! Bine, mergem mai departe. Mulțumesc! De foarte tânăr v-ați susținut financiar mama și frații. În ciuda relației tensionate cu tata, în cele din urmă ați cumpărat și acestuia o casă. Când vă mergea bine, erați înconjurat de mulți prieteni care au dispărut în momente grele. Ați avut încredere și v-ați respectat contractul cu impresarul, dar corectitudinea dumneavoastră v-a scos din fotbalul cu mulți bani. Păstrând proporțiile, v-ați dorit să reeditați cu CSF Urei succesul pe care l-a avut Gheorghe Hagi cu FC Viitorul, dar nu doar că ați pierdut toți banii pe care i-ați adunat în cariera de fotbalist, ați mai intrat și în datorii. Urmează întrebarea. V-ați vindecat de naivitate? Sincer, da. Pentru că am fost foarte naiv. Pentru că orice mi se spunea, eu credeam, buf. Mă ziceam, gata, îmi spunea ceva, gata, du-te, uite, acolo e ok. Mă ziceam în secundă 1. Nu, acum mă gândesc, controlez, mă analizez, să văd dacă e ok, dacă merită să mă bag într-un proiect, sau dacă merită să fac lucrul ăsta, dacă merită să-l ajut pe acel om. Nu mai sunt naiv, sincer. Pentru că și pe asta face parte la eșecul meu. Da, face parte la eșecul meu, pentru că am fost naiv și am crezut. Foarte mulți oameni, toți care erau lângă mine, doar erau doar cu ghilimele. A, da, tu ești cel mai bun, tu nu știi ce. Pșt. Și am rămas. Eu naiv, ei au rămas cu ce au vrut ei. Și așa mai departe. Dar mă bucur că ușor, ușor mi-am dat seama de anumite lucruri și acum nu o să le mai fac. Adică nu o să mai fiu naiv, că e clar că nu e ușor. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Unul dintre marile dumneavoastră aturi de fotbalist este că alergați foarte mult. Vă citesc. Când eram copil, antrenorul meu mergea cu bicicleta, iar eu alergam pe lângă el 4 km. Alergam fără probleme și 26 de ture de teren. Venea antrenorul și îmi spunea, hai mă, oprește-te, stai bre, că mai fac una. În 2008, presa nota că sunteți fotbalistul care a alergat cei mai mulți kilometri în primele 6 meciuri susținute de Naționala României la Euro. De exemplu, numai în disputa cu Franța, ați fost contorizat cu aproape 13 km pe durata celor 90 de minute. Gică Hagi v-a descris așa. Bănel este singurul pe care trebuia să-l mai temperez la alergări. Aș vrea să știu dacă în viața de zi cu zi ați reușit să fugiți de probleme cu aceeași viteză cu care alergați pe teren. Urmează întrebarea. De ce a fugit toată viața Bănel Nicoliță? De ce a fugit? Da, de probleme, de, hai să zicem, de, mm,
să nu mai fac greșelile pe care le-am făcut în trecut, de exemplu. Să nu, să-mi găsesc, să văd drumul meu corect. Să nu mai alerg după 10 cai și să nu prind niciunul. Așa că... De ce vă e frică cel mai tare? Nu mi-este frică de nimic. V-am spus asta de multe ori. Nu mi-este frică de absolut nimic. De-aia vă spun că nu alerg după multe chestii. În afară că eram în teren și alergam foarte mult și noaptea în somn, în rest nimic. Bine. Mergem cu ultima întrebare. Dacă atunci când v-ați apucat de fotbal erați sărac lipit pământului, la 29 de ani aveați în conturi aproximativ 300.000 de euro și mai multe investiții în imobiliare. Ați subliniat că jumătate din banii câștigați în Franța s-au dus pe impozitele la stat, dar ați recunoscut că ați făcut multe greșeli în gestionarea veniturilor. Ați pierdut aproape tot cu clubul de la Făurei, ați încercat să vă reveniți, ați deschis o școală de fotbal pentru copii și v-ați făcut cont de TikTok. În doar câteva săptămâni ați adunat 120.000 de urmăritori care pot cumpăra de la dumneavoastră pictograme virtuale, iar presa a scris că ați început să câștigați bani frumoși din activitatea de pe această rețea de socializare. Și pentru că toată viața ați luptat să driblați sărăcia, urmează întrebarea. Care este scorul în meciul Bănel contra sărăciei? Am câștigat tot timpul, sincer. Pentru că m-a autodepășit. Chiar dacă nu mi-a fost ușor, am încercat să fiu eu și să câștig tot timpul. Să nu mă las niciodată. Sărăcia oricum poate să vină oricând, oricine. Important e să știi să treci peste ea și să fii tu. Să nu te mai lași influența și să crezi că te poate dobori sărăcia. Nu. Tu trebuie să fii tu. Nu există. Dacă ești tu, poți să elimini orice. Și poți să vinci pe oricine și orice sărăcie care va veni în calea ta. Notăm că Bănel a câștigat meciul cu sărăcia. 100%. Bine. Credeți-mă. Mulțumesc. Mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Vă mulțumesc mult că ați acceptat în cele din urmă invitația și sunteți aici la noi, la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc, văd acum pe micile ecrane un tabel din care rezultă că ați răspuns la toate întrebările mele și vă mulțumesc pentru asta. Ne-au mai rămas la dispoziție 28 de minute. Evident că nu le vom folosi pe toate, însă, dacă sunt chestiuni ce v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt detalii care mi-au scăpat, dacă sunt pur și simplu elemente pe care dumneavoastră veți să le menționați, acum este momentul, iar după aceea va urma evaluarea mea. Vă rog. Am înțeles. Din punctul meu de vedere am atins cam totul. Mă bucur că am fost invitat de dumneavoastră la această emisiune foarte frumoasă. Sper că m-am ridicat la nivelul pe care dumneavoastră l-ați dorit. Restul, nu știu. Am vorbit de prea multe lucruri și în cap acum chiar nu mai vine nimic. Adică de să mai vorbim despre școala de fotbal, care vă spun sincer că în ea cred foarte mult și sigur că o să și reușesc. Am foarte, foarte mulți sponsori care sunt lângă mine, care au venit să mă susțină în acest proiect. Voi avea o inaugurare foarte tare pe 20 luna viitoare, în care voi chema toți oamenii, da, care investesc în acest club și voi face un grătar cu... și o să chem și foști fotbaliști, colegi de-ai mei, de exemplu Petre Marin, Ghionea, Dică, Rădoi, cei care sunt și liberi, bineînțeles că ei sunt și în campionat, au meciuri. Cei care nu au meci, clar că vor veni lângă mine să mă susțină în acest proiect. Va fi un proiect foarte, foarte bun. Mulțumesc. Mulțumesc, Bănel Nicoliță. Urmează evaluarea mea. A fost o emisiune în care mi-am dorit foarte mult să reușim să vă cunoaștem și eu zic că de această dată ne-a ieșit acest lucru. Sunteți cald? Sunteți foarte proaspăt în tot ceea ce faceți, aveți o forță de muncă teribilă. Mi-a plăcut foarte mult să vă simt responsabil și cu frică de Dumnezeu.
Vă simt în continuare visător, dar cu foarte multă putere de muncă și acesta este, de fapt, cel mai remarcabil lucru. Ați vorbit despre autodepășire. Cred că această emisiune, acest interviu este despre autodepășire. Vreau să vă felicit și să vă urez mult succes în acest nou proiect, pe care cu siguranță că veți încerca să-l puneți pe un drum, să fie cu mult succes și cu multă reușită. Doamne, pe mine m-ați convins că meritați. E frumos să ai în fața ta un om care vorbește cu atât de multă căldură, responsabilitate față de familie și grijă așa pentru oamenii care contează cu adevărat în viața lui. E clar. Pentru că, până la urmă, știți cum e. Trebuie să avem și grijă de oameni care sunt lângă tine. Și mai e ceva, sunt foarte puțini oameni atât de loiali, cum am văzut că sunteți dumneavoastră echipei FCSB, despre care mi-ați spus, nu, că dacă mâine ați primi un telefon, să vă duceți să jucați acolo fotbal înapoi, în secunda 2 vă întoarceți pe terenul de fotbal. Acolo, datorită acelui club, sunt eu cine sunt astăzi. Și e clar că mi-a dat un nume și mi-a dat o valoare. Și eu, la rândul meu, am demonstrat că merit și am meritat să joc pentru acele culori. Mulțumesc frumos, Bonel Nicoliță. O bucurie și o onoare să vă avem în această seară aici, la noi, la 40 de întrebări. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii 40 de întrebări din această seară. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă, la revedere!